Mai mulți bătrâni din Timișoara au fost la un pas de a rămâne fără banii de pensii după ce poștașul i-a pierdut. Bărbatul nu știe cum a reușit să piardă peste 25.000 de lei. Din fericire, banii au fost găsiți și predați poliției imediat. Mulțumesc pentru că i-ați găsit și ați adus unde trebuie. Să fiți sănătos și mult mai puternic pe viitor. Dumnezeu să vă păzească. Mergeam pe sector cu pensiile să le duc și m-am oprit lângă troița de la biserica din piața 700. Să mă închin, eu obișnuiesc să fac lucrul acesta și aveam banii într-o pungă în buzunar la geacă și am scăpat. Cel care a găsit banii a fost un angajat al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog și a mers cu ei direct la poliție. Am observat o pungă suspectă, îndreptându-mă am observat că este o sumă mare de bani și primul gând al meu, bineînțeles, a fost să urmez procedura legală și m-am gândit că sigur o persoană necăjită se află într-o mare problemă. Oamenii legii atenționează că în cazul în care găsiți o sumă de bani pe stradă și nu o duceți la poliție, se va întocmi dosar penal pentru însușirea bunului găsit. O astfel de infracțiune este pedepsită cu amendă sau chiar cu închisoare între o lună și trei luni.